vă salut, prieteni. Mi-am propus să îmi refac proviziile de iască pentru aprinderea focului cu amnarul din oțel și cu cremene și am ieșit în același loc unde am găsit anul trecut o ciupercă. Acum vă dau un pont, pentru că pe copacii unde găsiți iască sunt șanse foarte mari să găsiți și în anii următori. Vedeți că aici de unde am recoltat, deci de aici am recoltat anul trecut o bucată de iască, a ieșit alta și pe același copac sunt șanse mari să găsiți mai multe. Eu am mai găsit una pe care deja am recoltat-o de aici și pe care am făcut fotografii și vă voi arăta. Urmează să o procesez, să o tai, să o pun în saramură cu saramură, în apă cu bicarbonat de sodiu, să vă arăt și etapele următoare. Deci un pont pe copacii sau pe trunchiul de copac unde găsiți iască, puteți găsi și în anii următori. Așa că reveniți în același loc dacă aveți nevoie de materiale pentru a face iască. După recoltarea ciupercii de copac și după curățarea acesteia, am tăiat-o în bucăți mici pe care le-am introdus într-un borcan cu apă și cu bicarbonat de sodiu. Acest borcan are, cred că e 1600 de mililitri, este un borcan mai mare de castraveți în care am umplut cu apă după ce am băgat bucățile de ciupercă tăiate înăuntru și am pus de aici 11 linguri pline de bicarbonat de sodiu. Urmează să stea la saramură 7 zile mi-am propus, pentru că data trecută le-am făcut pe fugă și nu au stat decât 3 sau 4 zile și am înțeles de la altcineva care a folosit această rețetă că cu cât stă mai mult ciuperca în saramură, cu atât este mai bună. După ce va sta în borcan la saramură, o voi amesteca în fiecare zi. Urmează să scurg apa, să storc bucățile, să le bat cu o bucată de lemn și după aceea va fi uscată pentru a putea fi folosită cu amnarul din oțel și cu cremene. Voi filma și cealaltă etapă și vă voi arăta și vouă. Așa arată bucățile de ciupercă după ce au stat 7 zile la saramură, după ce le-am scos și le-am stors puțin și le-am bătut cu un pisălog de lemn. Vedeți? Acum sunt moi, încă umede și sunt catifelate. Urmează să le pun la uscat. Îmi este puțin teamă că nu va funcționa, că nu vor funcționa, nu vor prinde scânteie, deoarece le-am tăiat puțin cam gros. Dar vom vedea. Urmează acum etapa uscării. Le voi pune la uscat. După ce se vor usca foarte bine, le voi face și o probă să vedem dacă funcționează. Am ajuns acum la etapa finală. Așa arată produsul finit după ce bucățile de ciupercă au stat la uscat și au stat la uscat destul de mult. Sunt foarte uscate. Vă spuneam anterior că m-am grăbit puțin și am făcut bucățile mai groase și ele sunt mai rigide acum, dar vezi, au o structură lemnoasă și nu ar trebui să fie așa. Dar eu zic că dacă rupem bucata de ciupercă și expunem partea interioară, ar trebui să meargă. Avem aici amnarul acela făcut din pilă. Avem un videoclip
care am prezentat modul în care am confecționat acest amnar și câteva bucăți de cremene. Și voi încerca să prind scânteie una din aceste bucăți pentru a testa, să vedem dacă această iască, după ce am tratat-o în modul cum v-am arătat anterior, prinde scânteia și este utilă pentru a aprinde focul. Am luat amnarul, o bucată de cremene. Am spus că vom rupe pentru a face mai ușoară captarea scânteii. Vom rupe o bucată de ciupercă și uitați, când o rupi, în interior aici arată ca o vată. Se scămoșează puțin. Și acum vom încerca, aici e spațiu puțin cam îngust, să prindem scânteia. Și în interior e foarte, 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 foarte pufoasă. Gata. Vedeți acum că bucata de iască a prins scânteie și fumegă. V-am mai spus că odată aprinsă, aceasta va arde așa mocnit până se va consuma această bucată de ciupercă. Deci, încă o dată, metoda de preparare a piascăi folosind ciupercă de copac cu bicarbonat de sodiu. Vă mulțumesc pentru vizionare. Acesta a fost videoclipul pe care am vrut să vi-l prezint. Sper să vă fie utile informațiile pe care vi le-am furnizat. La revedere!